Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. Gigi Becali a anunțat ce transfer spectaculos va face FCSB în această iarnă. A confirmat că îl vrea pe atacantul Piteștiului, Arnold Garita, camerunezul care s-a distrat cu Craiova lui Mirel Rădoi. Tot pe as.ro poți vedea reacția genială a lui Adrian Mutu când a fost întrebat de eventualul transfer al lui Gabi Tamaș la Rapid. Pot să am trei jucători care împreună fac 100 de ani, susține briliantul. Edi Iordănescu va pleca de la Naționala României dacă nu ne va califica la Euro 2024. Selecționerul nu a stat pe gânduri când a fost întrebat de principalul obiectiv. Sunt plătit să duc echipa la European. Florin Gardoș a dezvăluit la as.ro live de ce Victor Pițurcă nu va mai ajunge niciodată la FCSB. De vină sunt antrenamentele învechite ale fostului selecționer. Nu-ți mai acceptă nimeni treaba asta, e sigur fostul fondaș. Pep Guardiola are o mare problemă în Champions League, chiar dacă Manchester City e echipa momentului în Europa. E greu să câștigăm trofeul, e și Real Madrid acolo, a fost reacția de milioane a managerului cetățenilor. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, azi de la ora 20, în direct pe Antena 1. Să aveți o zi cu zâmbet!